Salutare și respect tuturor. Sunt aici cu Adrian, dar el stă mai după colț. Adriane, poți să stai mă și tu să te vadă lumea. E prea dimineață. Vă salutăm, oameni buni. Cum spune și Adrian, e prea dimineață. Duminică dimineață. Ce facem? Ne facem de lucru. Cum? În ce fel? Cu platforma mare, că aia mică, după cum știți, a rămas acasă. Am plecat în expediția vieții. Mergem să aducem Regina acasă, mă, fraților. Știți că am cumpărat săptămâna asta un break bleu, tot bleu, frumos. L-am plătit, am făcut actele cu omul și am lăsat mașina la el pentru, i-am spus, o să venim noi să-l luăm, când vrea Dumnezeu. Acum că tot e duminică și să nu mai robotim altceva, că weekendul trecut mi-am scos ochii cu flexul și de-aia am avut și timp să mă duc să cumpăr mașina asta, că altfel o ratam. Nu mai lucrăm altceva în garaj deocamdată, mergem să aducem Regina acasă și revenim după drum. Dă-te mai departe, că nu trebuie să filmăm. Păi facem plinul la mașină, are motorină în mașina, dar avem cam 300 ceva de kilometri de mers. Trecut de 300 de kilometri și mai trebuie niște motorină să fie plin. Ce vreau să vă mai spun, că tot mi-a cerut parte dintre dumneavoastră, mi-a cerut clipul cu Skoda. Ieri, sâmbătă, am fost și am luat motor pentru Skoda. Când ajungem acasă, o să vă arăt și motorul luat pentru Skoda, după un Golf 5, motor cu 220.000 de kilometri, de la om de acasă, omul a lovit mașina, s-a dat peste cap cu ea. Și doar 200.000 de Și a dezmembrat. Am luat motor și pentru Skoda, mergem, aducem și Regina acasă, cum v-am spus, așa o să numim break-ul ăsta, Regina. 20 de litri ăla. Deci mașina avea motorină, dar i-am făcut plinul să fie complet. Gata, revenim la bord. Noi am tot pedalat, am tot mers și după mai bine de 3 ore de când suntem plecați, 3 ore jumate, mai avem 35 de kilometri și 28 de minute până la destinație. Ajungem să vedem Regina și problema cea mai mare e că la platforma asta lungă nu am, cum îi zic, criva acolo să o trag cu cablu. Mașina nu pornește. Așa că vedem cum o să o încărcăm. Ajungem la fața locului acolo și filmăm. Discutăm în continuare. Ideea e că am trecut Parisul. Trebuie să ajungem, de fapt să depășim oarecum zona Beauvais. Trecem de aeroportul Beauvais și mai avem de acolo vreo 10-12 km. Ne vedem acolo la fața locului. Hai că mai avem 500 de metri și ajungem. Să vedem așa exact cum găsim mașina. Inițial mă aștept să se fi topit zăpada după ea, dar la cum văd că parcă am mai nins pe aici, să nu fie mai multă. Ajungem în câteva sute de metri și vedem despre ce e vorba. Uite, Adrian, aici pe stânga venim să o încărcăm. Gata, am ajuns. E aici, mă, frate, nu ne-a luat nimeni. Ne gândeam că s-ar putea să rămânem fără ea. Așa. Hai, Adrian, să verificăm, vedem cum e, cum se prezintă și... Am ajuns la mașină, cam bate vântul, cam frig, nu o să stăm prea mult aici. Am găsit mașina în regulă. Frumoasă, așa cum v-am spus. Firma. E cumpărată de la firma. Iar aici mai sunt alte mașini din astea pentru restaurat. Omul cu asta se ocupă, că tot îmi spunea cineva că pișniță reală. Bă, fraților, asta face toată lumea, cumpără mașini și le restaurează și le vinde. Care e problema? Și a cui e problema? Fiecare
cum se descurcă și ce găsește, aia cumpără și aia vinde. Mașina merită luată, merită restaurată, de ce să nu iau? Nu? Nu iau să o vând. Dar dacă îmi pică banii pe ea, nu stau pe gânduri. Așa că, oameni buni, o încărcăm și îi dăm drumul spre casă, că bate vântul și e frig. E, o brânză făcurăm. Am trecut o stradă de acolo aici. O să-i punem calele frumos. Spuneți-ne cum o urcăm sus. Că mașina nu pornește, după cum v-am spus. Și troliu n-avem. Da, remorca e cumpărată de la prietenul meu, de la Răzvan Grozea. De 4 ani o am. Ha? Cum o urcăm? Vă las să înscrieți în mesaje cum urc mașina asta, dacă troliu nu am și ea nu pornește. Și până lăsați un comentariu, eu revin și vă arăt cum o urc. Hai, vedem, ne apucăm de treabă. Ce fac aici? Sunt la tine. De fapt, îmi trag mașina. E simplu, bă, dată, dacă nu am troliu, nu rămâne nicio mașină pe nicăieri. Muncesc mai mult, dar o trag în tine și tot fac treabă bună. Trec pe partea cealaltă, o dată una, o dată una. Uite așa, câte o jumătate de metru, câte o jumătate de metru în fiecare tingă, o trage în liniște. Și n-ai cum să o scapi, pentru că întotdeauna o tingă va rămâne în tensiune. N-are cum să ducă, n-are cum să ducă, n-are cum să scapi. Și am terminat. Bine, am terminat aici. La destinație, adică acasă. Când o să o dăm jos, probabil o să trag cu altă mașină, că merge foarte greu, e înfrânată. Trebuie verificate toate frânele. Cam așa am urcat-o. Am ancorat-o în 3-5. Una aici pe dreapta și două pe stânga. Mai mult decât suficient. Iar acum, cu toate puse la locul lor, o vom lua așa la pedale către casă. Și așa întregul ansamblu. Gata, ne urcăm în mașină, pornim la drum și revenim. Ce să vă spun? Am întârziat un pic aici, l-am încărcat, să spun așa. Frig, bate vântul, cam câmp aici, după cum ați văzut.
Da, și cam așa arată în Franța. Da? Pentru ei mai spectaculoși care tot îi laudă pe străini. Mă rog. O luăm către casă. Ne cam prinde seara. Și discutăm în continuare. Hai. Urați-ne drum bun și nu uitați, lăsați-ne un like, un comentariu. Părerile dumneavoastră contează în mod expres. Noi ne îmbarcăm și plecăm. Și de bine ce am plecat, ne-a luat foamea, ne-am oprit aici la un peco, la un total. Și ce vedem aici? Colegul nostru, Walt. Walt, 16 SSA. Adrian a fost să ia ceva de mâncare din peco, așa repede până acasă. Adrian, ia zi, mă! E frig. E frig, bun. Noi mai facem o poză aici la mașina asta și între camioane. După care ne vedem de drum. Da? Pe colegul de ultru salutăm, poate vede clipul și ne lasă un comentariu. Probabil nu dormi la pauză. În sfârșit, gata. Cum a spus, bate vântul de ne-a zăpăcit și cât am încărcat-o. Nu ne-a lăsat vântul deloc. Gata, colegul e la pauză. Încă o dată, dacă vede și colegul clipul ăsta, îl salutăm, să aibă drumuri bune. Iar pe drumuri de ce are mai... De, pe drumul să aibă parte de tot ce e mai bun. Hai, ne vedem și noi de drumul nostru. Ce faci, Adrian? Bine. A, faci o tură? Uh-huh. Hai că nu e. Mai bine mașina e, băi, Adrian? Vine. Merge? Merge bine o mașină. Fugere? Îi place, mă, ce fugere. 75 la urmă. Merge, merge bine. Hai că ne-au ajuns vremuri grele. S-a lăsat ceață. Mai avem cam 70 de kilometri până acasă. E ora 17.32. Și mergem așa. Către nicăieri, ca în viață. Pardon. Cineva mă jură că v-am mânecat. Dar aia, acceptăm de toate. Ce să vă spunem? Am luat Regina, o ducem acasă. Frumoasă, sunt mulțumit. Vedem. O să mai descărcăm în seara asta, nu mai descărcăm. Dumnezeu drăguțul cu puterea lui știe și decide ce o face. Ajungem acasă și... stabilim, vedem ce se întâmplă, ori descărcăm în seara asta, ori măcar să bag remorca în curte, că e cam îngust la mine acolo, greu de intra cu remorca asta mare, dacă e trafic intens, nu prea reușesc. Dar ajungem acasă și vedem ce se întâmplă. Iată, ne-a ajuns și acasă. Am aprins și luminile la Regina. Da? Deci lămpile la număr nu merg. Astea sunt primele semne de viață. Primele semne că Regina trăiește. Da? Frumoasă, mă, tată, îmi place. Îmi place mașina. Așa că deja e noapte, nu ne mai vedem bine. Am fost cu Adrian pe clipul ăsta. Ne oprim aici că nu ne mai ajută lumina de afară să mai filmăm ceva. Lăsați-ne în comentarii părerea dumneavoastră despre mașina asta. Ce, cum și în ce fel. Mai mult, noi vă mulțumim dacă ați urmărit clipul până aici. O să vedem data viitoare prezentarea mașinii așa în amănunt. După care o să facem un clip atunci când o să pornim. Toate cele bune, să auzim numai de bine. Respect maxim tuturor. Iar pentru hateri, tot respectul.